Acuzați de pedeliști că fac epurare politică, politicienii de la putere dezmint. Deputatul USR de Alba Ioan Dârzu vorbește în context de eliminarea posturilor neocupate din ministere și instituțiile deconcentrate ca de o măsură extrem de utilă bugetului local și național. Ales deputat pe Colegiul Munților Apuseni, deputatul USL Ioan Dârzu este probabil cel mai afectat parlamentar din județ de regimul de austeritate impus în privința de contului deplasărilor în teritoriu. Să-și aduc aminte foarte clar cum în două zile au schimbat toți direcțiile de instituție prin modificarea unei ordonanțe. Da? Uite aspect pe care USL nu l-a făcut. Sunt și probabil că cei buni vor continua să-și desfășoare activitatea ca șef de instituții în diverse locuri de muncă. Da? Nu s-a făcut nici abuzivă, nu s-a făcut, ba dimpotrivă. Vreau să vă spun că s-au redus cele 60.000 de posturi. De asemenea, posturile neocupate. Păi vă spun eu ce erau, de fapt, posturile neocupate. Posturile neocupate erau posturile pregătite pentru clientela lor politică. Uite că s-a decis, tăiem tot ce a fost neocupat sau ce este neocupat. Vreau doar să le aduc aminte celor care acuză că USL face epurare politică, că ei, de fapt, în perioada 2008-2011 au redus 740.000 de locuri de muncă. Chiar dacă nu se mai decontează decât un drum lunar și nu 3 săptămânale ca altă dată, deputatul Ioan Dârzu continuă să fie prezent în Apuseni alături de oamenii care l-au ales. A făcut-o și săptămâna trecută când a observat cu îngrijorare că vremea rece alungă turiștii. Vă dau exemplu. Instituții la noi din județ. Ei, de fapt, erau 3 sau 4 persoane într-un cadru unui serviciu. Mai aveau diferența până la 15 locuri neocupate. Și, de fapt, unul din cele 3 persoane lua indemnizație de conducere. Pentru că gestiona 15 posturi și ei, în realitate, erau 3. Prin reducerea respectivă, nu mai este nici șef de serviciu, nici șef de birou. Este simplu angajat, deja de acolo s-a redus banii care se luau pe nemerit. Locurile de muncă nu se creează la stat prin împovărarea bugetului local sau național. Locurile de muncă se creează în mediul privat. Și indiferent cine va fi, director USL sau director PDL, UNPR sau de care spuneți dumneavoastră, nu mai au posturile respective la dispoziție să facă clanuri și neamuri în instituțiile statului. Nu este normal așa ceva. Pe scurt, fie vremea cât de rea și bugetul cât de mic, parlamentarii de Alba sunt mereu pe poziții.